Ia uite acolo mare. Poliția. Nu știu dacă am voie să filmez înăuntru, dar hai. Hai, dă mâna, hai înăuntru. Ce te-ai lidă? Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Se vede ceva la ochiul meu, în afara faptului că este roșu. Altceva oare se mai vede? Băi, mi-a venit ieri, v-am spus doar, ați văzut un vlog, mi-a venit chestia aia așa peste ochi. O bucățică de gresie, când am dat cu ciocanul, nu mi-a intrat în ochi, dar m-a lovit așa aici, peste pleoapă. Și simt o jenă, simt o chestie foarte ciudată. Asta îmi trebuie, dacă am lucrat neprotejat, fără ochelari, așa îmi trebuie. Uite, de asta acum am să-l iau pe Codrin și am să mă duc la Dedeman să fac cumpărăturile necesare. Să-mi iau ochelari, să-mi iau mănuși de protecție și cam atât. Uite așa, ne-am instalat în mașină, dăm ok aici la minunatul bolid. Și Codrin, ești pregătit să plecăm? Da. Te ții bine? Da. Hai să-mi pun și eu centura și mamă, da ce parbriz murdar am. Ia uite-o, nu știu cât se vede, dar e murdar, e praf pe el la greu. Neapărat trebuie un exterior să-i fac. Am ajuns la Dedeman și ne-am oprit fix în baie. Ei bine, glumesc. Nu, mergem să căutăm ochelari și cu mănuși. Și mi-am mai aruncat un ochi așa pe la câteva chestiuțuri astea, pentru că noi avem de gând să mai renovăm câte ceva prin casă. O să vedeți pe parcurs. Hai, Odine, gata? Nu. Hai. Și cred că am ajuns pe rândul care ne interesează pe noi. Cred, nu știu, sigur. Hai, Odine, vină cu acela. El se uită acolo la cutiuțe, măi. Tati, hai vină încoace, lasă cutiuțele. Ia uite, erau și aici cordeluțe. Și când am căutat cordeluță, n-am găsit. Din aia pentru căsuță, uite, așa pe galben. Da, cine a știut? Cui a trecut prin minte zilele să caute la Dedeman? Asta e situația. Hai, Odi, vină încoace. Așa. Aha, și aici sunt mănușile. De aici am să-mi iau pereche de mănuși. Și tu, Odin, vrei și tu o pereche? Da. Da? Și ochelari. Ah, ochelari sunt aici vis-a-vis. Uite. Hai că am găsit și ochelari. Ăștia erau. Uite așa, gata. Sunt aici mai multe versiuni de ochelari, dar sincer, n-am să-mi iau din ăștia ca pentru un not. Da, tati. Ce ai făcut? Ai luat mănuși? Hai să vedem și mănuși. Mănuși, mă gândeam să-mi iau așa niște mănuși din astea, cred că ar fi potrivite. Așa sunt mănuși de grădină. Da, tati, care? Nu, trebuie să-mi iau ceva care să-mi vină ușor să lucru. Uite așa, astea cred că. Cred că astea sunt cele mai potrivite. Ia să văd. Sau așa, uite, cum sunt astea de la tine. Bravo! Gata, până la urmă m-am hotărât. Trei perechi de mănuși mi-am luat și o bandă din asta de semnalizare pentru delimitarea spațiului de lucru. Pentru că va trebui să o pun undeva afară, să nu mai circule lumea pe acolo, pe dedesubt, că mi-e frică să nu le cadă ceva în cap. Și va trebui să pun chestia aia. Hai! Sadur. Băi, tu ai deschis geamul, băi. Hai. Hai să închidem geamul și să mergem după Erica, că ne așteaptă. Am întârziat. Hai! Hai! Ei, salut, fată, ce faci? Bine, ți-ai luat husă nouă? Nu mi-am luat husă nouă, dar am pus-o pe aia veche, că cealaltă albă mă enerva pe care o aveam. Ce faci, fată? Bine. Cum a fost azi la școală? Foarte bine. A fost foarte bine? Da, mi-e sete. Da? Ți-e sete de nu mai poți, dar foame nu ți este? Nu. Nu ți este foame? Ce ați mai făcut azi? Ce lucruri noi ați învățat la școală? Am parlat de numerele. Gata, am ajuns acasă. Între timp am luat-o și pe Eita de la școală. Și acum mă duc să trag hainele de scandal pe mine. Pun ochelarii, pun mănușile și afară la treabă. M-am schimbat și acum trebuie să aleg ochelarii. Acum fac mofturi dacă am două perechi. Nu știu dacă se iau pe ăștia. Mă, dar stai așa că la ăștia trebuie să le scot o chestie aici de protecție. Ce mă enervează? Ia. Uite așa. Deci, am avea ori perechea asta. Și dă-ți-i. Ori perechea asta, care asta e reglabilă, se poate regla aici, dai mai încolo sau mai încoace, are aici 3 puncte, în care poți, care credeți că ar trebui să iau? Sincer, mă simt mai bine cu ăștia, wow, chiar sunt fain. Eu zic că trebuie asta să iau, da, tati, ia să te văd. Ți-ai pus și tu ochelaria? Super! Da, da, nu mă întâlnește, mă întâlnește. Eu și eu. Da,
sunt roșu. Asta spunea Codrin, că sunt roșu la ochi, pentru că ieri mi-a sărit, când am dat acolo cu ciocanul, mi-a sărit o pietricică din aia fix în ochi. Iar la mănuși am să le iau pe astea roșii ca să mă asortez cu plovuri de pe mine. Da, gata. Astăzi nu mai dau la ciocan, bag direct rotopercutorul și mă aventurez acolo. Haideți afară cu mine. Băgăm prelungitorul în priză. Tragem mai încolo. O să avem nevoie de el. A, Claudin. Odin, ajutor de nădejde, și-a pus și el ochelari. Nu ai voie acolo, pentru că acolo este start, da? Și te poți accidenta. Și acum să desfacem roto. Ia uite jucăria cu care mă voi distra eu, acușica. Tata, dar tu vrei să încep fără mine? Nu era vorba să te ajut și eu? Aaa, dar eu am uitat, băi, Erica, pe bune. Am uitat că ai zis că vrei să mă ajuți și tu. Păi și cum facem acum? Trebuie să vii niște lângă mine. Eu țin asta aici și tu apasă acolo pe buton. Hai, te rog, aici. Uite. Pe asta, uite așa. Hai. Și dai. Hai, așa, hai. Așa. Și am început cu prima placă cu Erica împreună. Mai vrei să mă ajuți? Da? Hai, bag aici. Încă o dată, următoarea, hai. Ha? Încă o dată, hai și pasă. Are putere, normal, că doar de asta se cheamă roto. Nu trebuie să-i lași, ochelari trebuie să-i ții la ochi, și eu mi-am pus ca să te protejez, nu sară pietricea din astea. Uite așa, cu o mână de aici, așa. Sigur, bagă! 2, 3, hai, am prinde! Așa, hai, încă o dată. Bravo! E destul de greluță asta pentru Erica. E grea pentru mine, dar nu e pentru ea. Ai emoții. Lasă, tati, hai că mă umpli eu de praf, lasă. Eu îți mulțumesc că totuși vrei să mă ajuți, dar mă descurc eu singur de acum înainte, da? Da. Hai, să avem sport la treabă. Mersi, Erica. Ei, și uite așa s-a încheiat ziua de lucru. Am mai făcut ceva și azi. Am adunat aici o mobilă mare. Acolo am început cu o mobilită, pentru că tot ce scot de aici duc acolo. Că la descărcat numai le dau peste balustradă și le pun în container și departe cu ele. Gata, hai, în casă. Mami, eu gata. Am obosit, nu mai pot. Tu mai poți? Mai ai? Da, mai am. Mai ai? Tot supărată? Da. Tot supărată. Dar Erica, unde ai început engleza? De asta, deci Erica a început ora de engleză, de asta nu este și aici. A terminat temele și văd că s-a dus la engleză. Dar între timp s-a sculat nătăvleața asta, micu. Băi, ai dormit bine? Auci. Ai dormit bine? Dă-ți pe pup. Dă-ți dau un pup. Dă-ți dau un pup. Nu vrea să vină. Haideți să vă mai dau încă o veste minunată. Erica încă este la engleză, dar haideți să vă arăt ce am primit eu aici. O citație de la poliție. Avem o citație emisă către Cătălin, fiul lui din Iași, așa, în calitate de persoană vătămată. Da, dacă vreți să aflați despre ce este vorba, îmi zice că trebuie să mă prezint la poliție pe data de 8, altfel, dacă nu mă prezint, voi fi sancționat cu o amendă de la 250 de lei la 5.000 de lei. Mamă! Oricum mă duc pentru că am nevoie. Vreau să soluționez odată cazul ăsta. Și nu știți despre ce este vorba decât dacă intrați pe canalul Familiei S. Acolo veți vedea. Acesta a fost videoul nostru. Dacă v-a plăcut, în lipsa Erica, vă spun să dați acolo un mare like. Băi, nu arăta limba când e frumos. Și, de ce nu, să vă abonați. Știu că mulți dintre voi v-ați abonat, dar mai sunt și alte persoane care se uită și nu se abonează. Așa că, dați acolo, clic, clic, clic. Gata, hai, v-am salutat pe toți și să aveți o zi bună. Pa, pa!